Bine v-am regăsit! Să revedem întrebările din clipul precedent. Și vă rog să spuneți ce se întâmplă dacă 1. Crește temperatura aerului, dar a apei rămâne aceeași. 2. Crește temperatura apei, dar a aerului rămâne aceeași. 3. Temperaturile apei și aerului nu se modifică, dar crește presiunea atmosferică. Și 4. Nu se modifică nici temperaturile, nici presiunea atmosferică, dar crește umiditatea aerului. Întâi mă simt dator cu o precizare. Unele răspunsuri pe care le-am primit mi-au arătat că nu toți ați înțeles în același fel întrebările pe care le-am pus și este și vina mea că s-a întâmplat așa. De pildă, când am spus că se modifică temperatura aerului la prima întrebare, am presupus că se modifică doar temperatura, nu și presiunea atmosferică. N-am făcut această precizare pentru că am presupus că dacă la întrebarea a treia spun că se modifică presiunea atmosferică, se presupune că până acolo aceasta nu se modifică. Dar n-a fost așa. Unii ați presupus că dacă se modifică temperatura, se modifică și presiunea atmosferică. Și acest lucru s-a întâmplat și din vina mea. Trebuia să fac precizarea că se modifică doar temperatura. Mai vreau să vă spun că găsirea răspunsurilor despre care vorbim azi presupune niște cunoștințe de fizică și de aceea vreau să pun la dispoziția celor interesați și o demonstrație matematică bazată pe legile termodinamicii a răspunsurilor la întrebări. Și pentru asta voi publica în curând un material în seria Cele mai frumoase probleme de fizică, iar în acest material voi arăta cum ajungem la răspunsurile pe care vi le voi da azi folosind termodinamica. Și acum să revedem sistemul despre care vorbim. El este în echilibru, deoarece greutatea lui totală este echilibrată de suma forțelor arhimedice care acționează, una asupra balonului și una asupra bilei. Forțe arhimedice pe care le puteți vedea pe desen. Greutățile corpurilor din sistem nu se schimbă, indiferent ce se întâmplă cu temperatura, cu presiunea, cu umiditatea, așa că se pot schimba doar forțele arhimedice care acționează asupra celor două corpuri. Deci, ca să înțelegem ce se întâmplă, trebuie să vedem cum se schimbă forțele arhimedice în funcție de parametrii care se schimbă, parametrii pe care i-am amintit în întrebările pe care i-am pus. Forța arhimedică care acționează asupra bilei, care se găsește în apă, este egală cu greutatea apei dezlocuite de bilă, iar forța arhimedică care acționează asupra balonului este egală cu greutatea aerului dezlocuit de balon. Ca să găsim răspunsurile la întrebări, trebuie să vă pun o întrebare suplimentară. Ea se referă la ceea ce vedeți în desen. Avem două baloane identice, dar umflate diferit. Balonul din stânga este umflat mai tare decât balonul din dreapta. Ele comunică printr-un tub prevăzut cu un robinet. Deci pot să schimbe aer între ele prin tubul respectiv dacă deschidem robinetul. Și întrebarea suplimentară se referă exact la acest lucru, și anume ce se întâmplă dacă deschidem robinetul. Vă las să vă gândiți un pic. Să vedem dacă ați știut. Dacă deschidem robinetul, trece aer din balonul din dreapta, adică din balonul mai mic, în balonul din stânga, în balonul mai mare. Balonul mic se dezumflă, iar balonul mare se umflă și mai tare. Acest lucru ne arată că presiunea în balonul mic este mai mare decât presiunea în balonul mare. Dar oare de ce? Pe măsură ce umflăm un balon, membrana lui se întinde, capătă o suprafață tot mai mare. Dar asta înseamnă că membrana se face tot mai subțire.
Și cu cât e mai subțire, cu atât poate exercita o forță mai mică asupra gazului din balon și de aceea, pe măsură ce crește volumul unui balon, presiunea în interiorul lui nu crește, ci, dimpotrivă, scade. Vom folosi această informație în găsirea a două dintre răspunsurile de azi. Să luăm acum pe rând întrebările. Prima, ce se întâmplă dacă crește temperatura aerului, dar nu crește și presiunea? Răspunsul nu este ușor de dat dacă ținem seama de faptul că odată cu creșterea temperaturii aerului, crește și temperatura gazului din balon. Unii n-ați ținut seama de acest lucru când ați dat răspunsul, dar nu se poate încălzi aerul fără să se încălzească și gazul din balon. Pentru că membrana balonului nu este un izolator termic. Dacă ținem seama de acest lucru, au loc două fenomene. Pe de o parte, scade densitatea aerului, pentru că crește temperatura, aerul se dilată, și pe de altă parte, crește volumul balonului și gazul din balon se dilată. Scăderea densității aerului ar duce la scăderea forței arhimedice dacă volumul balonului ar rămâne același. Dar creșterea volumului balonului duce la creșterea forței arhimedice. Deci avem două fenomene cu efecte opuse. Și atunci, ce se întâmplă? Forma scurtă, simplificată a răspunsului a fost dată de Daniela Carmen Băluță, care spune așa, citez: densitatea aerului nu se schimbă prea mult, în schimb crește volumul balonului cu gaz, ceea ce duce la mărirea forței ascensionale care acționează asupra balonului și sistemul urcă. Cam așa e. Dar să ne folosim de ceea ce am aflat din răspunsul la întrebarea suplimentară ca să dăm un răspuns mai exact. Să ne gândim la gazul din balon și la aerul dezlocuit de balon în starea inițială. Ele au același volum. Din cauza creșterii temperaturii, se dilată amândouă. Se dilată și aerul care inițial era dezlocuit de balon, dar și gazul din balon. Dar aerul se dilată izobar, adică presiunea lui rămâne constantă, pe când gazul din balon, pe măsură ce se dilată, are o presiune tot mai mică. Și asta înseamnă că gazul din balon se poate dilata mai mult decât aerul pe care balonul l-a dezlocuit inițial. Și din această cauză, masa de aer dezlocuită de balon după ce se încălzește și aerul și balonul este mai mare decât masa aerului pe care l-a dezlocuit inițial, ceea ce înseamnă că forța arhimedică crește, într-adevăr, și ceea ce mai înseamnă că sistemul urcă. A doua întrebare, crește de data asta temperatura apei. Ce se întâmplă acum? În principiu se întâmplă aceleași fenomene care aveau loc în aer atunci când am discutat despre prima întrebare, dar acum ele au loc în apă. Adică, pe de o parte, se dilată bila metalică, pentru că și ea se încălzește. Unii n-ați ținut seama de acest lucru, dar bila nu poate să rămână rece dacă apa se încălzește. Temperatura bilei va fi tot timpul egală cu temperatura apei. Și, pe de altă parte, se schimbă densitatea apei. Dar aici e puțin mai complicat decât la prima întrebare, pentru că apa are o comportare interesantă atunci când o încălzim de la 0 până la 100 de grade, și anume, de la 0 până la 4 grade ea se contractă și abia după ce trece de 4 grade începe să se dilate. Aici puteți vedea graficul variației densității apei cu temperatura și, așa cum v-am spus, se poate ușor observa că există un maxim la temperatura de aproximativ 4 grade Celsius. Deci dacă suntem și rămânem în intervalul 0-4 grade, prin încălzire crește densitatea apei. Și dacă la asta mai adăugăm și faptul că bila își mărește volumul, e evident că masa apei dezlocuite de bilă crește, deci forța arhimedică crește și sistemul urcă. Dar dacă suntem la temperaturi mai mari, dincolo de 4 grade, de la 4 grade în sus, atunci, prin încălzire, apa se dilată și densitatea ei scade, dar bila metalică se dilată și ea. De data asta, lucrurile stau
invers decât în cazul balonului în aer, pentru că apa are un coeficient de dilatare mai mare de câteva ori decât coeficientul de dilatare a metalelor sau a aliajelor acestora. Și asta înseamnă că apa pe care o dezlocuia bila în starea inițială își mărește mai mult volumul decât bila. Iar în starea finală, adică după încălzire, apa dezlocuită de bilă va avea masa mai mică decât în starea inițială. Altfel spus, a crescut un pic volumul bilei, dar densitatea apei a scăzut mai mult, ceea ce face ca masa apei dezlocuite să fie mai mică decât în starea inițială. Deci, în acest caz, forța arhimedică care acționează asupra bilei scade, iar sistemul coboară. Întrebarea a treia. Ce se întâmplă dacă crește presiunea atmosferică? Și atât. Nimic altceva nu se modifică. Acum lucrurile se petrec în aer, oarecum invers decât în cazul în care a crescut temperatura. Creșterea presiunii aerului duce, evident, la creșterea densității aerului. Dar în același timp, creșterea presiunii aerului duce la micșorarea volumului balonului. Dacă crește apăsarea pe balon, volumului se micșorează. Și atunci avem din nou două tendințe cu efecte opuse. Dacă ar fi doar creșterea densității aerului și volumul balonului ar rămâne același, atunci forța arhimedică ar crește. Dar volumul balonului se micșorează, ceea ce face să scadă forța arhimedică. Și atunci, ce se întâmplă până la urmă? Gazul din balon se comprimă mai mult decât se comprimă aerul pe care balonul l-a dezlocuit inițial. De ce? Pentru că pe măsură ce balonul își micșorează volumul, crește presiunea în interiorul lui. Membrana se face tot mai groasă. Și atunci, variația volumului gazului din balon este mai mare decât variația volumului de aer pe care balonul l-a dezlocuit inițial. Cu alte cuvinte, crește presiunea în exterior, dar în interior crește mai mult. Și rezultatul este că volumul balonului scade mai mult decât volumul aerului dezlocuit inițial, ceea ce duce la scăderea forței arhimedice și deci la coborârea sistemului. Și acum, ultima întrebare. Presiunea și temperatura rămân aceleași, dar crește umiditatea aerului. Aceasta este cea mai ușoară întrebare. Aerul umed are densitatea mai mică decât aerul uscat. Am arătat și am explicat acest lucru într-un clip din seria Fizica pentru examene și concursuri. Clipul se numește Căldură 2 și găsiți linkul în descriere. Și acolo, chiar la începutul acestui clip, am explicat de ce aerul umed este mai ușor decât aerul uscat. Și atunci, dacă nici temperatura, nici presiunea nu se schimbă, nu se schimbă nici volumul balonului, deci nici volumul aerului dezlocuit de balon. Dar masa aerului dezlocuit se schimbă, scade, pentru că densitatea aerului a devenit mai mică din cauza că este umed. Asta înseamnă că forța arhimedică scade și ea și sistemul coboară. Nu voi comenta de data asta răspunsurile, deoarece, așa cum am spus la început, au fost unele confuzii cu privire la condițiile și fenomenele la care se referă întrebările. Îi mulțumesc domnului Dumitru Antonie pentru schimbul de e-mail-uri pe care l-am avut în lămurirea răspunsurilor la aceste întrebări. Voi spune doar că cele mai frecvente greșeli au apărut din cauza că unii ați uitat că modificarea unor parametri ai mediului, temperatură și presiune, poate produce schimbări nu doar asupra mediului, ci și asupra corpurilor care se găsesc în aceste medii. Dar vă mulțumesc celor care ați răspuns, pentru că au fost întrebări foarte grele, mai ales că logica n-a fost suficientă pentru a găsi răspunsurile, a fost nevoie și de niște cunoștințe de fizică. Dar întrebările de azi sunt mai ușoare. Să vedem! Întrebările de azi au legătură cu
fotografia pe care o vedeți. Am făcut această fotografie în munții Apuseni, în seara unei zile apropiate de echinocțiul de primăvară. În acea seară, soarele a apus în locul marcat de săgeata S. Săgețile A și B marchează locurile în care apune soarele, văzut din același loc, evident, în alte două zile, să le spunem ziua A, respectiv ziua B. Evident, zilele A și B sunt despărțite în timp de mai multe luni. Vă voi pune trei întrebări care au legătură cu această fotografie. Prima. Unde va apune soarele întâi? În locul marcat de săgeata A sau în locul marcat de săgeata B? A doua întrebare. În care dintre zilele A și B temperatura medie în România va fi mai mică? Și a treia întrebare. Dacă fotografia ar fi fost făcută la echinocțiul de toamnă, care dintre primele două întrebări ar fi avut răspunsul diferit? Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!